Domnilor și domnilor, bine ați venit pe pagina Guvernului Republicii Moldova. Domnul prim-ministru desfășoară următoarea vizită, de această dată la Rezina. Domnule prim-ministru, ați vizitat mai multe localități, inclusiv centrul raional, care au fost subiectele și ce fel de antreprenori ați vizitat de această dată? Astăzi am început ziua la Cineșăuți. Am vorbit cu Ghenadie Șoitu, un antreprenor care produce mobilă aici la noi, în Republica Moldova. Necătând la dificultățile prin care a trecut, afacerea se dezvoltă. Anul ăsta a făcut primul export în România pentru că se deschid piețele pentru Republica Moldova în Uniunea Europeană, în mod special în România. Am discutat despre problemele pe care le întâmpină, cum ele pot fi rezolvate. Anul ăsta a fost primul an când a apelat la fondurile de la ODA și urmează să aplice și pentru un, program, pentru un credit din programul 373 programul Guvernului pentru dezvoltarea afacerilor. Tot Ghenade mi-a povestit despre cum trebuie să ne organizăm noi mai bine procedurile de autorizare și așa mai departe din partea statului, ca organizațiile comerciale să aibă un acces mai facil și la finanțare, dar și la sistemele de, de plăți. După asta am mers la Consiliul Raional, Acolo ne-am văzut cu primarii și cu serviciile desconcentrate. Din nou am analizat problemele de coordonare între diferite uh, servicii și uh, modul de a îmbunătăți serviciul către cetățeni. Au fost din nou ridicată problema asistenței sociale, care astăzi trebuie să o dimensionăm corect, o țintim doar către oamenii care, într-adevăr, au nevoie. Cu părere de rău, mai avem situații în care această asistență socială este parazitată și oamenii, în loc să fie în piața muncii, sunt pe această asistență socială. Într-un fel, am discutat și care urmează soluțiile, și care foarte important, este contribuția autorității publice locale la procesul de. Corectarea situației și la uh, procesul de uh, aducere în ordine a acestui uh, sistem. Ulterior am mers la Horodeste, aici foarte interesant. La Horodiște, am făcut no cunoștință cu un francez care produce cașcavaluri conform tehnologiei tradiționale franceze, aici în Republica Moldova, la Horodeste. Este un exemplu foarte bun de antreprenorat social. De exemplu, Thierry, așa îl cheamă pe francez, plătește pentru lapte mai mult decât prețul de, de piață la localnici. La fel, are un sistem generos în ceea ce privește salarizarea angajaților. Am vorbit cu câțiva din, din, din ei. Și în afară de asta are diferite proiecte sociale. Am mers la Țipova, aici unde suntem. Am, am, vreau să atrageți atenția la faptul cât de frumoasă este țara noastră și vreau să încurajez toată lumea să dăm un imbold in turismului intern. Asta ne va ajuta inclusiv să dezvoltăm economiile locale. Am vizitat centrul muze, care face parte dintr-o rețea de obiective turistice unde vine lumea, stă peste noapte, face conferințe, fac yoga. Aici am discutat despre cum statul trebuie să îmbunătățească serviciile de infrastructură. Pentru ca traseele turistice pe care le desemnăm să fie frecventate și să fie ușor de ajuns în, în aceste locuri minunate. Este foarte încurajator faptul că au și proiecte sociale în diferite situații și diferite contexte, au Oaspeți din uh, partea diferitor programe de asistență socială, și în acest uh, mediu ei pot să aibă și programe de reabilitare, uh, dar și uh, programe de învățământ. Mulțumim, domnule prim-ministru.